Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Este răcoare la noi, dar plăcut. Mulți sunt cu pregătirile pentru sărbători. Noi suntem în pregătire în fiecare zi, ca să ne ținem sufletele curate și liniștite. Ce faci, dragul meu? Să pun niște porumb în tapete. Da? Și de crăpat? Ai crăpat ceva lemne, parcă am auzit? Da. Dai timp frumos. Asta e ce? Ce lemn ai tăiat aici? Ăla e pe tăietorii prun. Asta e măr și ăla e prun. Da, am găsit încă un burtea. Asta e uscat, un separat. Da. Încet, merge treaba. Ce am găsit? Ia să vedem ce ai găsit. Asta e sculă faină. Da, e unde e legat cu sârmă. Dar s-au descurcat oamenii, da? Da, s-au descurcat și cum au putut. Merge sau nu prea? Merge. De un năcaz e bună. Se mai închide. Dar vezi să nu o rup de tot. Se rupe. Da, fain. Unde a fost? În pod? Da. Podul rămâne... 100% curățat. Da. Da, dezamăgiți suntem că grinzile aproape toate sunt putrede. Grinzile sunt putrede și trebuie înlocuite. O să cumpărăm după sărbători? După sărbători, de acum nu are rost, dar am oprit. Altfel ai fi putut să închizi aici. Da, deci lemnele care vor veni trebuie să vină pe grinda asta, înțelegi? Da, dar și un pic mai ieșit un pic afară. Nu are să te ieși afară, dar cătăria asta vină. Aia da, dar partea de sus... Aia s-a ieșit bine în spate. Dar nu mă știu exprima. Uite-te cum a ieșit aici așa. Așa trebuie să fie ieșit așa aici. Poditul, mă refer, nu? Uite-te, cum ieși acolo să vie până mai încoace. Podul. Dar n-ai cum în spate, pentru că ai streșin, că stai calcan, e altfel. N-ai cum să și trebuie să fie drept cu... Da? Pe atunci nu plouă pe zid. Păi plouă, sigur, atunci pui o tablă acolo. Da? La perete de calcan așa e. Aha, bun, na, nu mă pricep, pe asta ziceam. Da, așa când se fac așa, acolo trebuie să vină, trebuie să vezi ce nici tot are. Cum e, da, exact, bine zici. Da. Ai pus, pune o tablă. De acolo așa pe zid pui o tablă, ca să nu îți ploaie pe zid. Da, că și aici vrem să facem... Asta e normal că e așa. Cum se zice? Închide calcan? Cum? Da. Păi închidem așa, perete fene, cum e aici. Da. Ca să putem intra în pod de aici de afară, să mai trebuie atunci în baie. Facem tavan cum trebuie, frumos. Da. Aici podul e periclitat. Păi nu e periclitat podul. Că... Adică grinzile trebuie înlocuite toate. Da. Noi am știut că e acoperișul pun, nu ne-am gândit că ai pus acoperiș nou pe... Nimica. Deci, au făcut așa niște cârtituri, să cum era acolo, nu se vede. Da, au făcut o cârtitură care... Deci, nu ne-am uitat, da. Noi am anunțit la toate deci, detaliile, așa, dar okay, multe. Cornul și nu înlocuit. Da. Deci, nu e o lucrare foarte grozavă, da? Eu am făcut acoperișul, cred că acoperișul a fost lăsat și tot. Nu mi-a interesat grinzile. Da. Acum, fiecare, cum crede. Lemne de foc mai sunt și în salcea asta. Da. Pârâul îi foarte mic și liniștit. Da. Da, aici se poate face multe, dar e o lucrare mare. Ca să facem așa ca un stăvilar, sau cum să zic, da. Să putem băga o pompă. Da, dar aerul îi plăcut. Ne-ar fi plăcut să ningă acum de Crăciun. Ar fi fost tare, tare frumos dacă
S-a anunțat ceva la Poviță și Nisoare. Acum 60% în zona noastră. Dar nu-i sigur. Ceață. Așteptăm să ne și are, dar e destul de ud pământul și nu poate să intre cu tractorul aici. Nici vecinul nu arată încă. Dar să sperăm pe viitor că vom și ara. Cum așteptăm sărbătorile, de mâine probabil că mă apuc și eu de să pregătesc ceva mâncare dacă vin copiii, adică nu, dacă sigur o să vină. Și să ne bucurăm împreună de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta trebuie să știm, că sărbătorim de Crăciun nașterea Domnului Iisus și doresc ca să se nască și în inimile noastre, nu doar pe buze sau în altă parte, să fie Domnul Iisus născut în inimile și în viețile noastre. Și asta trebuie să se vadă și să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Așa, cu aratul am menționat mai încolo că nu poate să are, că e foarte moale pământ, așa că da. Cum o tot plouat. Foarte puțin arat. Da, în zona asta, că am urcat pe deal, pe deal a fost mai tot așa de moale. Dar aici e moale la noi. Ce puțin zona aia, așa, la mijlocul grădinii, acolo e moale, deci acolo e sus din apa și rămâne aici. Da, rămâne deci, jos. Da. Acolo rămâne. Da. Cineva odată ne-a sugerat că ar fi bine de pus pământ pe ea, ridicată. Dar să aducem umplutura. Da, ea are dreptate, dar nu știu momentan. E și costă. Dar și ăsta e pământ foarte bun, să aduc un alt pământ rău, să pună peste pământul bun, e păcat. Da, e drept. E păcat, că noi avem pământul foarte bun. Da. Da, se putea și aici, cum am pus, cum am scos din fosă, vezi? Da. Pământul e foarte, foarte bun pământul. Vezi, așa negru și sfărâmăcios. Da, e foarte bun și asta ar fi păcat să pune nu știu ce umplutură peste... Pe peste... Am, vedea am văzut pe unde intră câinele și iesă, acolo, da, acolo în fundul spate, grădinii. Da. Ce l-am văzut? Că... Da. Acolo tractă la... Îl bătea pe alții. Este... E solitar. Eu cred că-s fraț. Pentru că prea mult seamănă. Da. Și la blană și la figură seamănă foarte mult. Nu știu, oricum, la alea te-ai coadă. Da. Stai coada să fie mai rău, este o prostie. Da, deci crezi că i-o tăia cineva coda? Da, bineînțeles, dar nu s-a născut așa. Deci, mulți oameni tai coda ca să fie mai, deci că e mai rău. Și nu e adevărat? Nu știu, nici nu știu, dar de ce să-l schilogești pe câine ca să fie mai rău? Da. Dar zic că oamenii răi fac așa ceva. Nu neapărat răi. Deci unul care aude că taie coada sau taie vrestele că e mai rău câinele și îmi place. Că... Deci omii e destul de credul oamenii. Nu poți ăla care zice că se daie cu var pe picioare și s-o ars. Da, știu că am avut și un coleg care avea coșuri pe față și i-a zis cineva să dea cu esență de oțet ca să-i dispară coșul. După asta la urgență, nu știu cât foarte grav a fost. Așa că grave lucruri se pot întâmpla dacă ascultăm de multe ori de sfaturi de la cei neștiutori. Da, ce-i baiu? Ce cerșești? Spune, ce-ți trebuie păpică? Da? Îți trebuie păpică? Bun, am să intru în casă și am să-mi continui eu treaba cu treburile mele. Fac o pâinică și o pun în cuptor și așa mai departe. Ce face pâinica mea? Wow, ce frumos a crescut! Foarte frumos a crescut! Am să scot pe blatul de lucru și am să îl modelez să fac o franzeluță. Așa, presar făină. Așa.
Și scot aici aluatul. Pentru aluat folosesc două feluri de făină. Făină de grâu neagră și făină de 650. Așa am făcut aluatul acum. Parcă mi se pare că dă gust mult mai bun dacă folosești și făină de grâu neagră, dar am făcut și numai cu făină de grâu neagră, dar nu, un pic e mai scumpă făina asta și atunci o pun în amestec cu asta. Bun, să scot și aluatul. Se desprinde foarte frumos din cuvă. Îmi place. Îmi place totdeauna. Sunt încântată de ce de ce aluat am făcut. Uitați ce bine a ieșit. Un pic nu m-a surprins de paletă. În rest pot să zic că îi cuva curată. Așa, am mai luat eu jos. Așa. Bun. Așa, și eu modelez pâinea sub forma asta. Așa o întind bine pe blat și îndoiturile astea fac foarte mult pentru a ieși și o formă mai frumoasă și pentru a crește. Așa. Așa. Bun. Așa, aduc și cratița aici. Am pus un pic să se încălzească. Foaie de copt, folosesc foaie de copt. Normal n-ar trebui în cratița asta să folosesc foaie de copt. Dar vă spun imediat și de ce folosesc. Să-i dau model la franzeluța mea. Așa. Și apăs totdeauna un 2 și apăs. Așa. Uitați. Cam așa. Cam așa fac. Bun. Bun. Și o pun pe hârtia de copt. Pentru că am un dispozitiv în această cratiță. Uitați ce frumos a ieșit. Cred că se vede foarte, foarte bine. Și am să o pun în cratița asta. Așa. Și atunci pun asta aici ca să îmi ocupe un pic spațiul din cratița. Așa. Pun așa ca să vedeți și voi. Uitați. Și atunci ocupă și asta un spațiu destul de mult ca să îmi crească franzela în sus și am lamă sau și cu cutter-ul am mai tăiat, dar acum asta am la îndemână. Și tai mult mai bine, dar am și cuțit care tai, dar parcă cu lamă tai mult mai așa. Cuptorul încing cât se poate de bine.
îl mai las în cratița vreo 5 minute, după aia am să-l bag la cuptor să fac pâinica. Da, ce pâine, franzelă frumoasă mi-a ieșit. Am scos acum din cuptor, a ieșit super, super bine. Vedeți? Ce bine arată. Ce zici, dragul meu, îți place? Uite-te. Wow. Ce frumos a ieșit. Iar ți-am făcut cozonac. Da, aici e păcate de mânscă muncare. Pâine așa bună. Pâine așa bună, da. E foarte, foarte bine arată. Să văd dacă reușesc să-mi pun telefonul așa. Ca să-mi împachetez pâinea, că e foarte fierbinte. Acum am luat-o. Am scos-o din cuptor și fac o împachetare specială. Wow, ce fierbinte este! Uitați ce bine arată, vă arăt pe toate părțile. De-aia mă laud cu pâinea. Mi iese foarte bine, Doamne Iisuse, îți mulțumesc. Bine, lauda aia lui, nu e a mea. Deci mă laud cu... Ce binecuvântare avem cu așa pâine bună. Bun, s-o acopăr ca să se moaie coaja. Că noi cu dinții stăm mai rău un pic. Și o acopăr cu această piesă care îi izolează foarte bine acolo și se moaie coaja. Încă e foarte caldă. Cozonacul. Wow. E bun, așa-i? Da. Da? E ce trebuie? Wow. O să mâncăm cu șunguliță. De aici. Așa. Asta merge foarte bine cu pâine proaspătă și cu... Are un gust foarte bun. Gustul, da. Păi, și gustul și-a crescut foarte bine și toate, cred că, împreună. E ce trebuie. A, ce bună e. De la bacon? Da, bacon. Toate sunt foarte bune, dar... Bunătate se topește în gură. Și usturoi. Ce bună. Foarte bună. L-am și un pic de ea. Tot făcut în casă. Da. Bine, porcul nu l-am crescut, nu. De cotlet. Ce bună. Nici nu merită să cumpăr mizerul. Nu. Pe cotletul. Da. Ce bună e. Șunculița cea mai bună. Șunculița mai bună. Da. Cotletul de peste scriu. Acum. Foarte bun. Și cu boiala aia care e peste ea, e chiar bine să-mi vină în gură. Bine, acum... Și cu saramura, cum am făcut-o, nu e nici prea sărată, nu e... Nu, ne place, acum. Da. Fiecare, am mai zis. Soțul a și ieșit cu treaba afară. Uitați. Aia cu lemne, eu mă apuc să adun de pe aici, de prin casă și nu am să ies afară să filmez pentru că gălăgia aceea cred că nu o să fie chiar foarte plăcută.
Bun, am să vă las cu filmarea aici. Vă doresc o zi minunată și binecuvântată și ne vedem cu o nouă filmare cu ajutorul Domnului mâine. La revedere!